În urmă cu 35 de ani, în timpul unei frumoase vacanțe de familie, Elaine a dispărut brusc fără urmă, lăsându-și familia într-o tristețe eternă. Ela nu s-a mai întors niciodată, iar fiul ei, Alex, nu a scăpat niciodată de nevoia de a afla ce s-a întâmplat. El a decis să se întoarcă exact în locul în care mama sa a fost văzută ultima dată. Și a început o călătorie care avea să dezlege un mister care fusese ținut secret timp de mai bine de 3 decenii. Ceea ce Alex a descoperit acolo nu numai că a aruncat lumina asupra dispariției mamei sale, dar a scos la iveală și secrete îndelung îngropate. Alex nu mai spusese nimănui din familia sa despre călătoria sa în Suedia, locul în care dispăruse mama sa. Nu-i venea să creadă că trecuseră deja 35 de ani de la acea zi oribilă și că nu trecuse nicio zi fără să se gândească la ea. De-a lungul anilor, se gândise la atât de multe întrebări, iar acum era hotărât să găsească răspunsurile. A existat o anchetă uriașă a poliției, dar poliția locală nu găsise niciun indiciu despre locul în care se afla Elaine. Pentru Alex nu avea niciun sens, dar, la fel ca restul familiei sale, fusese nevoit să accepte pur și simplu faptul că ea dispăruse. Iar acum se afla într-un avion spre Scandinavia, fără să știe că ceea ce urma să găsească acolo avea să-i schimbe viața pentru totdeauna. Pe de o parte, Alex era încântat, dar pe de altă parte, era îngrozit. Îi era frică de adevăr. Toată viața lui a avut sentimentul că tatăl său știa mai multe despre ceea ce se întâmplase decât lăsa să se înțeleagă. Dar niciodată nu îndrăznise să-l confrunte în legătură cu asta. De fiecare dată când insinua că tatăl său știa ceva, devenea furios. Dar ce se întâmplase cu Elaine? Mai trăia? Și ce știa cu adevărat tatăl lui Alex? Alex a încercat să se uite la un film în timpul zborului, dar nu se putea concentra. Gândurile îi se tot întorceau la mama lui și la acea vacanță de familie de acum 35 de ani. Se întreba la ce se va gândi în zborul de întoarcere acasă. Se va apropia în sfârșit? Va afla ce s-a întâmplat cu mama lui? Înainte de a pleca în călătorie, Alex adunase toate informațiile pe care le putuse găsi despre mama sa și le pusese într-un dosar. Acel dosar devenise de neocolit pentru această călătorie. Acesta conținea fotografii de familie, inclusiv toate fotografiile pe care le făcuseră în acea călătorie în Suedia. Dar adăugase și fragmente din ziare despre dispariția mamei sale. Pe vremuri, se simțea ca un fel de detectiv. Alex găsise de asemenea multe articole despre Elaine pe internet și le tipărise pe toate și le adăugase la dosar. Tot ce găsise care menționa numele ei mergea direct în acel dosar, inclusiv lucruri care nu păreau importante la început. S-ar putea dovedi a fi utile într-o zi, se gândi el. Știa că șansele ca el să găsească vreo legătură cu mama lui erau minime, dar trebuia să încerce. Spera că va găsi cumva un indiciu, o aluzie, ceva care să-i ofere răspunsuri. Era cu adevărat disperat să afle ce se întâmplase cu ea, mai ales că tatăl său nu prea fusese dispus să vorbească despre asta. Familia lui nu l-a ajutat, așa că a decis să ia problema în propriile mâini. La aeroportul din Suedia, ofițerul de la controlul pașapoartelor l-a întrebat pe Alex de ce vizitează țara. El nu a avut chef să explice întreaga situație, așa că a răspuns doar o călătorie în familie. Și, din fericire, ofițerul nu a mai pus alte întrebări. Apoi s-a urcat în autobuz spre orășelul în care stătuse în urmă cu 35 de ani. Și nu mult mai târziu, a ajuns la apartamentul pe care îl închiriase pentru o săptămână. Alex a întâlnit-o pe proprietara apartamentului și au purtat o mică discuție. Era o doamnă în vârstă amabilă, dar Alex s-a scuzat repede pentru a merge în camera lui. A făcut un duș și a căzut imediat într-un somn adânc. Era obosit și era târziu, iar mâine avea să înceapă căutarea răspunsurilor. Habar nu avea ce îl aștepta. A doua zi dimineață, Alex s-a trezit de vreme și a plecat să exploreze orașul. Simțea că recunoaște unele părți ale acestuia, dar nu era sigur dacă acestea erau amintirile lui sau doar imagini pe care le recunoștea din fotografii.
A intrat într-o mică cafenea pentru a lua micul dejun și niște cafea, iar după aceea, ar fi fost timpul să treacă la lucruri serioase. Alex a împrăștiat fotografiile și articolele vechi ale mamei sale pe masa cafenelei, cu mintea plină de strategii. Prima oprire, vechiul lor apartament de familie. A trasat cel mai rapid traseu pe hartă, introducând adresa în telefon pentru a fi sigur. Cafeneaua zumzăia în jurul lui, clienții neavând habar de semnificația misiunii sale. Și-a sorbit cafeaua, hotărât. Astrid, proprietara cafenelei, s-a plecat cu un ochi atent. Plănuiești o zi importantă? A întrebat ea, ștergând teșgheaua. Alex a uitat, dar a dat din cap, încercând să păstreze un aer relaxat. Intuiția străitică ea. Acest vizitator părea departe de a fi un turist obișnuit. I-a mai turnat o cafea. Curiozitatea ei a fost stârnită, privindu-le cum își aranja cu grijă documentele. După ce Astrid l-a încurajat puțin, Alex și-a împărtășit povestea. I-a dezvăluit că a căutat indicii despre mama lui de mult pierdută. Expresia lui Astrid s-a înmuiat cu simpatie în timp ce el își descria planurile. Nu era doar o vizită. A fost o căutare de încheiere care l-a adus la cafeneaua ei. Ea a ascultat-o cu atenție, mișcată de dedicarea lui. Astrid s-a oferit să o ajute, poate să sune niște localnici care și-ar putea aminti ceva, dar Alex a refuzat. Trebuia să facă această parte singur, să meargă pe calea pe care ar fi luat-o mama lui. Fără să fie distras, Alex a apreciat totuși gestul și i-a mulțumit lui Astrid cu un zâmbet sincer. Simțea că era ceva ce trebuia să înfrunte singur. Cu o nouă cafea în mână, Alex a părăsit cafeneaua. Adresa vechiului apartament al familiei era la o scurtă plimbare. Inima îi zvâcnea de nerăbdare și un dram de teamă. Ce avea să găsească acolo? Era pe cale să se întoarcă într-un trecut care i-ar fi putut schimba viitorul pentru totdeauna. Și-a ajustat rucsacul și a început să meargă. Alex se grăbea pe străzi spre vechiul apartament al familiei sale. Clădirea arăta bine întreținută, cu flori în pervaz și vopsea proaspătă pe uși. A fost o ușurare să vadă că locul nu numai că era încă în picioare, dar se pare că era iubit și locuit. A verificat din nou adresa, a respirat adânc și s-a apropiat de ușa din față. A bătut cu nerăbdare, sperând că cel care locuia acum acolo i-ar fi putut spune ceva despre trecut. Poate că se mutase acolo imediat după dispariția mamei sale. Poate că știau ceva. În timp ce aștepta, a încercat să-și liniștească inima, sperând la o față prietenoasă sau măcar la cineva care își amintea de familia lui. Un bărbat în vârstă a deschis ușa, aruncând o privire nedumerită. Vorbea repede în suedeză, pe care Alex abia o înțelegea. Îmi cer scuze. Vorbesc doar puțină suedeză, a încercat Alex să explice, simțind bariera lingvistică dintre ei. Bărbatul se uita încruntat la el, în mod evident neștiind ce să creadă despre vizitator. Alex i-a arătat o fotografie a mamei sale din ultima lor călătorie, sperând că ar putea trezi o amintire. Ochii bărbatului au pâlpâit cu recunoaștere. Sau era confuzie? A mormăit ceva indistinct, apoi a închis brusc ușa în fața lui Alex. Stând acolo, uimit, Alex a procesat respingerea bruscă. Speranța i-a fost momentan spulberată. Dezamăgit, dar nu descurajat, Alex a rămas pe hol, luându-și notițe în telefon despre întâlnire. Trebuia să se gândească la ce să facă în continuare. Acest eșec nu-l va opri. Erau mai multe locuri de vizitat, mai mulți oameni de întrebat. Era aici pentru răspunsuri și avea de gând să le găsească indiferent de situație. Cu hotărâre, Alex a vizitat locuri din amintirile sale din copilărie din jurul orașului. A mers pe străzile pe care se juca când era copil, s-a uitat pe fereastra școlii pe care a frecventat-o cândva și a zăbovit în fața magazinului alimentar local unde își făcea familia cumpărăturile, fiecare loc fiind o piesă din puzzle-ul pe care spera să-l rezolve. Alex a căutat orice semn care l-ar putea îndrepta spre mama sa.
s-a plimbat prin vechiul său cartier, verificând fiecare loc familiar care ar fi putut împrospăta memoria cuiva. Terenurile de joacă, școlile și magazinele de la colț erau pline de amintiri și potențiale piste. Alex a abordat localnicii, arătându-le fotografii și întrebându-i dacă își mai amintesc de familia sa de acum 35 de ani. A sperat la o scânteie de recunoaștere care l-ar putea conduce undeva. În ciuda eforturilor sale, Alex a rămas cu mâna goală. A vizitat fosta sa școală primară, vorbind cu personalul, și a intrat în magazinele unde obișnuia să meargă familia sa. Nimeni nu-și amintea de mama lui sau de familie. Era ca și cum ar fi dispărut fără să lase nicio urmă. Nu doar mama lui, ci întreaga lor existență din acest oraș. Fiecare vizită se încheia cu același zâmbet politicos și aceeași scuturare a capului cu scuze. Nimeni nu recunoștea chipurile din fotografiile arătate de Alex. Nimeni nu avea povești sau zvonuri care ar fi putut ajuta. Era un oraș mic. Amintirile ar fi trebuit să rămână, dar nu rămăseseră. Acest tipar al fețelor prietenoase care nu ofereau informații noi a devenit frustrant de familiar pe măsură ce ziua trecea. La sfârșitul unei zile fără rezultate, Alex simțea greutatea căutărilor sale neîncetate. S-a așezat pe o bancă în piața veche a orașului, înconjurat de lumina trecătoare a zilei, și s-a gândit la următoarea sa mișcare. Era clar că avea nevoie de o nouă abordare, poate chiar de ajutor, dacă voia să descopere vreodată adevărul despre mama sa. Alex a intrat din nou în cafeneaua lui Astrid, clopoțelul de deasupra ușii anunțându-i sosirea. Petrecuse o zi fără rezultat căutând și acum era hotărât să accepte ajutor. S-a apropiat de Astrid. S-a așezat la teșghea, a comandat o cafea și s-a pregătit să-i explice situația lui dificilă. Sperând că ea îi va putea oferi ajutorul de care avea disperată nevoie. I-a expus detaliile nereușitei sale zile lui Astrid, care a ascultat cu o sprânceană încruntată. Este mai greu decât am crezut, a recunoscut Alex. Astrid a dat din cap, chipul ei arătând o profundă compasiune. Lasă-mă să dau câteva telefoane, s-a oferit ea, sugerând că ar putea cunoaște pe cineva care ar putea oferi piste mai concrete. Alex a simțit o licărire de speranță în timp ce se întindea după telefon. Astrid și-a notat numărul pe o bucată de hârtie pentru Alex. Sună-mă oricând și te voi ține și pe tine la curent, a spus ea. Au făcut schimb de numere de telefon, stabilind o linie de comunicare pentru orice descoperire în căutare. Alex se simțea un pic mai organizat cu Astrid implicată. Un localnic care cunoștea bine comunitatea ar fi putut face diferența. Voi face tot posibilul, Alex, l-a asigurat Astrid, pe un ton serios. Am câțiva prieteni de pe vremuri, oameni care sunt aici de mult timp. Cineva trebuie să știe ceva, a adăugat ea, plină de o hotărâre care l-a liniștit pe Alex. El și-a sorbit cafeaua, privind-o cum începea să dea telefoane. Chiar acolo, hotărârea ei se potrivea cu a lui. Ușurat că, în sfârșit, îl mai ajuta cineva, Alex a părăsit cafeneaua simțindu-se mai optimist decât în ultimele zile. A ieșit în aerul rece, cu mintea vibrând de posibilitatea ca relațiile lui Astrid să-i deschidă noi uși în căutarea sa. Era o șansă mică, dar cu Astrid de partea lui, șansele erau puțin mai mari. Alex s-a trezit motivat de noile posibilități ale zilei, cu o listă de locații legate de amintirile sale din copilărie. Le-a vizitat pe fiecare, cu vechile fotografii de familie în mână. S-a plimbat prin parcuri, prin piețe și pe malul râului care apărea pe fundalul fotografiilor mamei sale, sperând să trezească amintirile cuiva. În fiecare loc, Alex a abordat orice persoană care și-ar putea aminti de familia sa. Le-a arătat comercianților și trecătorilor fotografii vechi, menționându-și mama pe nume. Ați cunoscut-o vreodată pe Elaine? Întreba el, arătându-i fotografia. Unii dădeau din cap gânditorii. Majoritatea dădeau din cap. Niciunul nu avea o poveste de spus care l-ar fi putut ajuta pe Alex să umple golurile din trecutul său.
deși împărtășea povești personale și detalii pe care și le amintea despre mama sa și viața lor acolo, nimeni din cei pe care îi întâlnea nu o recunoștea. Era descurajant. Se simțea de parcă urmărea fantome pe străzile pe care merseseră cândva împreună. Fiecare conversație se încheia cu zâmbete amabile, dar goale și fără nicio pistă nouă. Alex lua notițe meticuloase pe telefon. După fiecare interacțiune, nota numele, locațiile și orice detalii minore pe care oamenii le menționau. Nu conta cât de inconsecvente erau aceste notițe. Urma lui de pâine. Poate, doar poate, un mic detaliu ar putea mai târziu să lege punctele în căutarea mamei sale. Soarele apunea în timp ce Alex se întorcea la airbnb-ul său, cu corpul și spiritul epuizate de eforturile de peste zi. Sperase să facă cel puțin o descoperire, dar nu a reușit. Totuși, nu era pregătit să renunțe. În timp ce se pregătea pentru cină, s-a gândit la următorii pași, știind că fiecare zi îl aducea mai aproape de adevăr, indiferent cât de evaziv părea acesta. La cină, Alex și gazda sa de pe Airbnb, Eba, au împărtășit povești la o masă de casă, discutând despre zona locală și istoria acesteia. Alex a menționat încercarea sa de a afla ce s-a întâmplat cu mama sa. Eba a ascultat cu atenție, cu o expresie de curiozitate concentrată, în timp ce Alex își dezvăluia povestea căutării sale. După ce a curățat vasele, Alex a scos din portofel o fotografie uzată a mamei sale. "Aceasta este ea," a spus el, înmânându-i o lui Eba. I-a privit fața, căutând orice semn de recunoaștere, în timp ce ea studia poza cu atenție. Era o șansă mică, dar fiecare pereche nouă de ochi era o șansă de a descoperi un indiciu. Fața lui Eba a devenit palidă când s-a uitat la fotografie. I-a înmânat-o repede înapoi lui Alex, cu vocea tremurându-i ușor. "Am văzut-o recent," a afirmat ea, prinzându-le pe Alex complet cu garda jos. Inima lui a făcut un salt. Ar putea fi cu adevărat posibil? Era sceptic, dar tonul ei serios l-a făcut dornic să audă mai multe. Atât de intrigat, cât și sceptic, Alex a ascultat cum Eba i-a povestit că a văzut o femeie care semăna foarte mult cu fotografia. Ea a vorbit despre o întâlnire întâmplătoare într-un sat din apropiere, cu doar câteva săptămâni înainte. Alex a încercat să-și păstreze mintea deschisă, absorbind fiecare detaliu, dar o parte din el se întreba dacă nu cumva a fost doar o greșeală de identitate. În ciuda seriozității lui Eba, lui Alex îi era greu să creadă că ar putea fi chiar mama lui. Probabilitatea părea prea mică. Era mai probabil ca Eba să fi văzut pe cineva care semăna cu Elaine. Totuși, nu putea să respingă complet povestea ei. Trebuia să investigheze această nouă pistă, chiar și numai pentru a o exclude. Alex a rămas sceptic, dar nu putea ignora insistența lui Eba că femeia pe care o văzuse era fără îndoială mama lui. Deși îndoielnic, Alex a fost de acord să se întâlnească cu ea, încercând să-și țină emoțiile sub control. Era o speranță subțire bazată pe certitudinea altcuiva, dar se simțea obligat să urmeze orice indiciu, oricât de mic, în căutarea neîncetată a adevărului. Plănuiau să se întâlnească cu femeia despre care Eba credea că este Elaine. Alex a încercat să nu lase speranța să treacă peste realismul pe care trebuia să și-l păstreze. "Probabil că nu este ea," și-a spus el, pregătindu-se pentru dezamăgire. Dar posibilitatea, oricât de îndepărtată, de a găsi în sfârșit răspunsuri după atâția ani l-a stimulat. Alimentând un amestec de anxietate și entuziasm reprimat, Eba a aranjat să se întâlnească la o cafenea cochetă din afara orașului, un loc liniștit, perfect pentru conversații personale. Alex a condus până acolo cu sentimente amestecate, mintea lui alergând cu toate rezultatele potențiale. Când au ajuns, Eba le-a indicat o femeie care stătea singură la o masă din colț, cu spatele la ei, parcă neștiind de întâlnirea iminentă. Alex s-a apropiat de masă, inima bătându-i puternic în piept. Pe măsură ce se apropia, se pregătea să bată femeia pe umăr, repetându-și salutul. Momentul îi se părea ireal,
ca și cum ar fi trecut printr-un vis în care fiecare pas putea schimba tot ceea ce știa. A întins mâna, sperând că ea se va întoarce și îi va oferi răspunsurile pe care le căuta cu disperare. Dar de îndată ce femeia a simțit pe cineva în spatele ei, s-a întors, cu ochii larg deschiși de o pâlpâire de recunoaștere. Sau era teamă? Înainte ca Alex să poată vorbi, femeia a sărit de pe scaun și a ieșit în fugă din cafenea. Alex a rămas acolo, uimit. În timp ce ea dispărea în mulțime, mintea lui se zvârcolea de confuzie și de un sentiment de urgență crescând de a o găsi din nou, de a clarifica acest moment derutant. Încă șocat de fuga bruscă a femeii, Alex a presat-o pe Eba să încerce să o contacteze din nou. Trebuie să ne întâlnim cu ea. Te rog, vezi dacă poți aranja asta, a îndemnat el, cu vocea plină de disperare. Eba a dat din cap, înțelegând importanța acestei piste pentru Alex, și a promis că va face tot posibilul pentru a aranja o nouă întâlnire. Eba a dezvăluit că numele femeii era Anna, un nume care ar fi putut fi ușor adoptat de Elaine. Ea a încercat să o contacteze din nou pe Anna, dar fără succes. Fiecare apel a rămas fără răspuns, fiecare mesaj fără răspuns. Alex stătea în preajmă, cu un nod de anxietate care se strângea cu fiecare încercare eșuată, cu mintea învolburată de implicațiile scurtei lor întâlniri. Într-un moment de disperare, Alex l-a sunat pe tatăl său, sperând la o înțelegere sau chiar la o recunoaștere a noilor fapte. Cu toate acestea, tatăl său a negat că ar ști ceva mai mult decât ceea ce se știa deja, criticându-le aspru pe Alex pentru că urmărește ceea ce el numea fantome. Ești pe cont propriu cu prostia asta, a răbufnit el, furia fiind evidentă în tonul său. Respingerea furioasă a tatălui său nu a făcut decât să alimenteze hotărârea lui Alex. Insistența ignoranței și refuzul de a se implica l-au făcut pe Alex să se simtă mai izolat ca oricând, dar i-au întărit și hotărârea de a săpa mai adânc. A încheiat convorbirea, hotărât să-și continue căutările, indiferent cât de mult dezaproba tatăl său. Simțindu-se trădat și singur, Alex și-a jurat să-și continue căutările, indiferent de reticența familiei sale de a reveni în trecut. Știa că această călătorie ar putea aduce mai multe întrebări decât răspunsuri, dar era hotărât să descopere adevărul despre dispariția mamei sale. Lipsa sprijinului familiei a fost descurajantă, dar i-a întărit hotărârea de a găsi răspunsuri pe cont propriu. Întors la cafeneaua lui Astrid, Alex și-a intrat în rutină, așteptând în fiecare zi vești de la Eba despre o nouă întâlnire cu Anna. Sorbea cafea după cafea, cu privirea țintită adesea spre intrare de fiecare dată când suna clopoțelul, sperând de fiecare dată că Eba va intra pe ușă cu vești. Zilele s-au transformat într-o săptămână fără niciun indiciu sau contact. Frustrarea inițială a lui Alex s-a transformat într-un sentiment mai profund de îndoială cu privire la progresul căutării sale. S-a trezit punând la îndoială deciziile care l-au adus aici și dacă nu cumva urmărea mai degrabă umbre decât răspunsuri. Tăcerea lui Eba nu l-a ajutat, adâncindu-i îngrijorările cu privire la validitatea căutării sale. În ciuda lipsei de progrese, Alex își petrecea zilele activ. A revizitat locurile legate de copilăria sa, a vorbit cu cât mai multe localuri și a explorat un motiv care ar putea conține un indiciu despre trecutul mamei sale. Era peste tot, punea întrebări, lua notițe, sperând mereu la acea descoperire care i-ar fi permis să avanseze în căutarea sa. Cu timpul, Alex a devenit o figură familiară în cafenea, cunoscut pentru așteptările sale regulate și privirile pline de speranță spre ușă. Astrid și ceilalți clienți îi recunoșteau rutina, sosirea în liniște, un loc în spate, cu vedere liberă la intrare, și poziția sa atentă, aproape expectativă, în timp ce aștepta pe cineva care ar putea avea răspunsuri. Cu cât trecea mai mult timp fără nicio informație nouă, speranța lui Alex scădea încet. Nu era pregătit să renunțe și să plece din Suedia cu mâna goală, dar dezamăgirile continue erau greu de suportat. Cu fiecare zi de tăcere care trecea, îi era mai greu să-și mențină hotărârea, dar refuza să renunțe la șansa infimă de a descoperi ce s-a întâmplat cu adevărat cu mama sa. Într-o seară răcoroasă,
În timp ce Alex mergea spre casă, o senzație înțepătoare de a fi urmărit l-a cuprins. S-a uitat în urmă și a observat o siluetă întunecată care îl urmărea de la distanță. Cu fiecare pas, silueta îi reflecta pasul, amestecându-se în lumina slabă a străzii. Inima lui Alex a tresărit în timp ce încerca să distingă cine ar putea fi. Silueta menținea o prezență constantă, stranie, în spatele lui. Instinctele i s-au aprins, Alex a accelerat pasul și s-a învârtit pentru a înfrunta silueta, dar aceasta a pășit cu abilitate în umbra unei alei. Frustrat și în alertă, a încercat să zărească chipul, dar urmăritorul și-a păstrat cu abilitate distanța și identitatea ascunse. Urmărirea a continuat pe străzile întortocheate, urmăritorul fiind mereu la vedere. Nervos, dar mânat de curiozitate, Alex a decis să-l conducă pe urmăritor într-o zonă mai retrasă. Sperând să forțeze o confruntare la care să asiste mai puțini ochi, a intrat într-un parc slab luminat, cu aerul nopții încordat în jurul său. Fiecare sunet părea amplificat, iar el se pregătea pentru ce ar putea urma. În timp ce aștepta, cu spatele la un perete rece de piatră, tensiunea a atins cote maxime atunci când misteriosul personaj s-a apropiat în cele din urmă, înghesuindu-le pe Alex lângă fântâna veche a parcului. Nu mai avea unde să fugă și, când au intrat în lumină, Alex s-a încordat. Figura s-a oprit și lumina slabă i-a dezvăluit trăsăturile. Un moment al adevărului pe care Alex nu l-a anticipase. Spre uimirea lui totală, persoana din fața lui nu era nimeni alta decât Elaine însăși, mama lui de mult pierdută. Aspectul ei era neașteptat, aproape fantomatic în lumina lunii. Îl privea pe Alex, expresia ei fiind o tapiserie complexă de emoții în timp ce se pregătea să-i dezvăluie povestea dispariției și supraviețuirii ei. Vocea ei tremura sub greutatea anilor. Pierdută și găsită într-un colț liniștit al orașului, Elaine s-a așezat cu Alex, gata să dezlege misterele trecutului ei. Și-a început povestea de supraviețuire, vocea tremurându-i cu greutatea fiecărui cuvânt. A descris modul în care se rătăcise în munți, o excursie care s-a încheiat cu o întorsătură tragică a sorții care a dus la ani de zile. Pierdută într-o ceață de amnezie, Elaine a explicat că, în timpul vacanței lor, o drumeție a mers teribil de prost. Se abătuse de la traseul marcat, pierzându-se fără speranță în timp ce ceața se apropia. Orele s-au transformat în zile, iar ea rătăcea fără o direcție clară, supraviețuirea devenind singura ei preocupare. Acela a fost începutul unei lungi dispariții care a îndepărtat-o de tot și de toți cei pe care îi iubea. Luptându-se cu amnezia, Elaine și-a descris viața de după dispariție timp de ani de zile, timp în care nu și-a putut aminti propriul nume sau chipurile familiei sale. Trăia într-un sat mic unde nimeni nu-i cunoștea trecutul și nu-și putea reconstitui propria poveste. Trecutul ei era o tablă albă, iar reconectarea cu identitatea ei era o luptă zilnică împotriva golului din memoria ei. Odată ce fragmente din memoria ei au început să reapară, Elaine și-a împărtășit încercările disperate de a ajunge la familia ei. Copăleșită de emoții, Elaine a povestit eforturile sale de a lua legătura cu familia, fiecare încercare fiind zădărnicită de amintirile sale incomplete și de distanța fizică uriașă care crescuse între ei. Aceste eforturi au fost întâmpinate cu reacții mixte, complicând întoarcerea ei. Reuniunea a fost încărcată emoțional. Plin de bucuria reconectării și de tristețea anilor pierduți, Elaine și Alex au avut timp să proceseze durerea cauzată de separarea lor neintenționată. Au împărțit lacrimi pentru trecut și zâmbete pentru prezent. Fiecare amintire povestită a adăugat o piesă la puzzle-ul vieții lor de familie odată distrusă. Cu dezvăluirile dezvăluite și emoțiile la cote înalte, Elaine a luat decizia de a se întoarce acasă cu Alex. Nerăbdătoare, dar și nerăbdătoare, ea a anticipat reconectarea cu restul familiei. Nu era sigură de primirea pe care o va primi. Împreună, au început să-și planifice călătoria de întoarcere, o călătorie care simboliza o punte între misterioasa ei absență și speranța ei de întoarcere. Împreună,
au discutat despre cel mai bun mod de a o reintroduce pe Elaine într-o familie care o plânsese ca fiind pierdută pentru totdeauna. Au elaborat o strategie cu privire la abordarea corectă, luând în considerare șocul și potențiala neîncredere a supraviețuirii ei. A fost un plan delicat, menit să reducă tensiunea emoțională pentru toți cei implicați. Pe măsură ce își plănuiau întoarcerea, Elaine și-a făcut timp să umple golurile celor 35 de ani în care fusese plecată. A vorbit despre oamenii pe care i-a întâlnit, despre micile bucurii și greutăți și despre cum fiecare experiență îi trezea încet amintirile. Alex asculta, captivat de poveștile de reziliență și tărie de caracter care defineau anii pierduți ai mamei sale. În cele din urmă au ajuns acasă, unde întoarcerea lui Elaine a fost întâmpinată cu un amestec copleșitor de șoc și bucurie. Lacrimile au curs în timp ce membrii familiei care se resemnaseră cu absența ei sărbătoreau acum prezența ei inexplicabilă. A fost o reuniune plină de reîntâlniri emoționale. În timp ce fiecare membru al familiei se străduia să înțeleagă realitatea întoarcerii ei, povestea s-a încheiat într-o notă de speranță, familia adaptându-se încet la întoarcerea miraculoasă a lui Elaine. Împreună, au început procesul de vindecare, punând cap la cap trecutul și făurind în același timp un nou viitor. În timp ce se strângeau în jurul lui Elaine, împărtășind povești și lacrimi, familia a acceptat șansa de a vindeca rănile trecutului și de a privi înainte spre un viitor reunit.